Pentru că de câțiva ani în comuna Crețeni nu există niciun medic veterinar care să se ocupe de animalele localnicilor, primarul Constantin Catrina a luat decizia să rezolve această problemă. Astfel, a fost reabilitat dispensarul veterinar din localitate și a fost găsit și un medic de specialitate care să aibă grijă de animale. Sunt în anul de când comuna Crețeni nu are medic veterinar și toți oamenii mă întrebau chiar înainte de alegeri, nu numai noi și comuna învecinată Amărăști nu are medic veterinar și chiar ne-a dorit foarte mult și am insistat pentru acest lucru și acum avem medic veterinar. E o doamnă doctor, e foarte bine, doamna deja s-a apucat de treabă în sensul în care face acele vaccinări obligatorii la animale, deci efectiv oamenii aveau animale de vaccinate de ani de zile, sunt anumite boli care trebuie scoprite, trebuie să nu apară. S-a modernizat dispensarul veterinar, în sensul în care domnișoara a venit, am văzut, avem fostul dispensar care deocamdată aparține de ADS, de administrația domeniului statului, însă în curând am înțeles că sunt ordonanțe de urgență și vor trece în patrimoniul AT-urilor. Și am început modernizarea acolo, domnișoara a venit și chiar cu propriile investiții am încercat să-l aducem să facem actualitate, pentru că era destul de învechit, era nemodernizat, de 7 ani mai avea medic și sunt foarte mulțumit că am făcut și acest lucru, deci avem medic veterinar. De asemenea, primarul Constantin Catrina anunță că va continua și campania de sterilizare pentru animale. Este una dintre preocupările mele și eu cred că, da, am sterilizat la Crețeni în ultimii ani și până să fiu primar circa 1000 de animale. Asta e soluția de a opri înmulțirea lor necontrolată. Deci eu fac acest lucru, cred că lunar, cu medici, deja cu medici, am medici prieteni care recunosc că mă ajută gratis. Efectiv vin și cunoscându-ne foarte bine și sterilizează, cred că lunar, 30-40 de animale, cății sau pisici. Și cred că am reușit 80-90% să rezolv această problemă la Crețeni. Dar din păcate, știți cum e, cu frare nu se face primăvară. Dacă nu reușim să facem asta la nivel național, această problemă nu poate fi eradicată. Am vorbit cu niște investitori, sau nu le numim investitori, niște oameni care au făcut acel centru la Olimp la Pitești. Și acel centru de la Olimp Pitești pentru animale e cel mai mare din lume. Puțin lume știe lucrul ăsta. Eu peste 6.000 de căței acolo. Și îmi povesteau, ei sunt germani, că ei au făcut acest lucru acum 40 de ani. Au sterilizat efectiv în toată Germania. Toate localitățile din Germania. Și acum această problemă ei nu o mai au. Efectiv nu găsesc să adopte un cățel. Își adoptă căței maidanezi sau care le plac din România. Numai așa poate fi rezolvată. Deci trebuie un program național. Pentru că altfel, cum să vă spun, e o problemă, e ca și cu dăsare care ne cade în cap. Îl vedem toți, dar nu luăm nicio măsură. Eu zic că dacă fiecare oate ar primi jur de nu, nu o sumă mare. Dau exemplu, nu știu, 10.000 de lei. 10.000 de lei e un salariu brut, nu? Al unei persoane, al unui funcționar cu un rang mai înalt. Pe an, numai 10.000 de lei, ar asemenea sterilizarea 100 de căței. Gândiți-vă că noi avem 89-90 de oateuri. O 100 de căței ar asemenea aproape 10.000 de animale sterilizate într-un an, județul Vâlcea. Astfel am oprit să mai se mulțească, că anul viitor mai 20.000 de animale, că automat se mulțesc, din 20.000 se face 40.000. În 3 ani de zile am oprit ca 50.000 de căței. Și dacă se face lucrul ăsta la nivel național, vă spun eu că în 50 ani acest lucru va dispărea și nu mai dați văzut. Pentru că e, să vă spun, nu numai din punct de vedere că e și din punct de vedere al sănătății publice, e o problemă. Doi, e o problemă în sensul în care ei mulțindu-se de controlați, stau pe străzi, sunt călcați de mașini, priveliște urâtă.